Așa cum se întâmplă de fiecare dată, majoritatea secțiilor de vot se organizează în spații aparținând unităților școlare. În acest sens, pentru pregătirea acestora și în județul Neamț, a fost transmis Ordinul Ministrului Educației și Cercetării referitor la reluarea procesului instructiv educativ pe scenariu verde, adică cel cu predarea față în față, începând cu ziua de miercuri, 30 septembrie, conducerile de școli având răgaz ca timp de 2 zile să igienizeze școlile în care au funcționat secții de vot. Reiau. În județul Neamț nu vor fi organizate secții de vot în 66 de unități școlare. Vă spun încât nu se organizează secții de votare, 66 de unități, 33 cu personalitate juridică, 33 de structuri. Am transmis de ieri ordinul de ministru în teritoriu. Începând de mâine, școlile intră în sistem online, mai puțin cele 66. Am avut o ședință la prima oră cu colegii inspectori, am transmis către directori să ne asigurăm ca toți elevii să aibă acces la ceea ce înseamnă platforme de învățare, la învățământ online, să ia măsuri după aceea pentru pregătirea spațiilor școlare în ideea reluării cursurilor pe 30. Vreau să accentuez lucrul acesta pentru că există manipulări în spațiul public, că se va continua online și după data de 29, e scurs acest lucru. Vom merge mai departe conform scenariilor care vor fi aprobate în Comitetul Județean pentru situații de urgență. După încheierea procesului electoral, se va trece la dezinfecția totală a spațiilor școlare în care au funcționat secții de vot, elevii urmând a se întoarce în bănci în ziua de miercuri 30 septembrie după nebulizarea totală a acestor spații.